Comuna Ciocănești este unică în județul Suceava, deoarece a fost prima comună care a devenit, printr-o hotărâre de Consiliu Local, comună-muzeu. Unicitatea este dată de faptul că majoritatea gospodăriilor au sculptate și pictate pe fațadele caselor motive tradiționale împrumutate de pe costumele naționale românești. Conducerea comunei dorește să obțină din partea Asociației Cele mai frumoase sate din România titlul de sat cultural al anului 2014. Vreau să spun că noi la Ciocănești ne-am propus să ne susținem în mod serios candidatura pentru satul cultural al anului 2014, o acțiune desfășurată sub patronajul ambasadelor Franței și Elveției și în organizarea Asociației Cele mai frumoase sate din România. Iar în cazul în care vom dobândi acest titlu, la Ciocănești se vor desfășura multe alte manifestări în afara celor care sunt tradiționale pe parcursul anului. Aștept verdictul să vedem dacă vom reuși să dobândim acest statut, pentru că, în opinia noastră, avem cu ce ne prezenta în fața. Dacă se va stabili ca și câștigător comuna noastră, împreună cu Asociația Cele mai frumoase sate din România și cu partenerii noștri, pentru că a trebuit să prezentăm și o serie întreagă de parteneriate ca dovadă că avem capacitatea de a organiza toate aceste manifestări. Spuneam, în colaborare cu Asociația Cele mai frumoase sate din România și cu partenerii, vom pune la punct programul pentru tot anul. În momentul de față nu vrem să ne pronunțăm înainte de a vedea verdictul. Suntem sau nu Ciocăneștiu satul cultural al anului 2014? Problema numărul 1 pentru localitate o reprezintă drumul DN18, șosea ce face legătura dintre județul Suceava și județul Maramureș. Primarul Radu Ciocan are însă speranța că în acest an președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor va găsi finanțele pentru realizarea acestui proiect. Sigur, pentru noi, pentru 2014, nu pot să nu readuc în minte faptul că tot 2013 am fost asaltați de problema numărul 1, drumul de acces în Ciocănești. Toată lumea, oriunde mergeam, întrebarea asta mi-o punea. Și asta este principala noastră dorință să se realizeze. În rest, avem destule proiecte care se vor derula în anul viitor. Satele Ciocănești și Botoș nu sunt cunoscute doar de turiștii români, ci și de cei din străinătate care rămân pur și simplu uimiți de pitorescul micii comunități montane. Și unii și alții apreciază oaza de frumusețe tradițională din inima Bucovinei. Pe de altă parte, credem că proiectul inițiat de primarul Radu Ciocan va avea izbândă, iar administrația județeană își va oferi concursul pentru realizarea acestui eveniment.